Grav accident de circulație aseară într-o intersecție din municipiul Botoșani. 6 tineri au fost răniți după ce mașinile în care se aflau s-au izbit puternic. Impactul violent s-a produs din vina unui șofer de 18 ani care nu a oprit la semnul stop, a intrat în intersecție și a spulberat autoturismul care circula pe drumul cu prioritate. Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările. Zona în care a avut loc accidentul rutier a fost împânzită de echipaje de poliție și ambulanță. Polițiștii au aflat că de vină este șoferul unui Volkswagen care nu a oprit la semnul stop, a intrat în intersecție și a spulberat un Audi condus de un tânăr de 20 de ani, care circula pe drumul cu prioritate. Un bărbat care locuiește în zonă a auzit bubuitura. Amândoi cu 150 pe oră făceau întrecere și sărac copilul și era codat să întoarcă sau și s-a întâmplat. Cum putea să mai evite? S-a izbit direct în el. Deci i-ați văzut? Uite, eram la geam, fă măzgară. Și făceau întrecere. Șoferii, dar și alți patru tineri din Volkswagen au fost răniți și duși la spital. În urma producerii accidentului rutier a rezultat rănirea a 6 persoane, dintre care cei 2 conducători auto, precum și 4 pasageri din autoturismul marca Volkswagen. Colegii mei au întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor evenimentului. Potrivit medicilor, niciunul dintre răniți nu se afla în stare gravă. Niciunul dintre șoferi nu se afla sub influența alcoolului.